Autoturismul marca Volkswagen a fost lăsat în parcarea subterană din municipiul Suceava, care este cuplată, în luna august a anului trecut. Proprietarul a plătit un abonament valabil în perioada august 2018-februarie 2019, între orele 16 și 8, pe care nu l-a mai reînnoit după ce a expirat. Așa că de mai bine de 6 luni, mașina stă parcată cu încălcarea hotărârii de Consiliul Local, care îi obligă pe conducătorii auto să achite o taxă de parcare. Abia la sfârșitul săptămânii trecute, angajații Poliției Locale Suceava, instituție care are un post fix în parcarea subterană, au lipit pe parbrizul mașinii o somație prin care îl înștiințează pe șofer că trebuie să-și ridice mașina pentru că altfel va fi considerată abandonată și se va urma procedura prevăzută de lege în astfel de situații. Din informațiile noastre, proprietarul nu a răspuns somației. Mașina îi aparține unei asociații profesionale și a fost folosită o perioadă de timp de una dintre instituțiile subordonate Consiliului Județean. Contactat telefonic, directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a declarat că mașina este în procedură de ridicare. Toată această întâmplare nu face decât să demonstreze cât de neputincioasă este Poliția Locală Suceava în astfel de situații.